Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțeni, și vă mulțumesc că vă aflați alături de mine aici live pe Facebook în sufragerie. Alături de mine se află Roxana Aristea sau RR, cum îmi place mie să-i spun. Amin! Amin, care a revenit în sufragerie după un an și greu, ceva. Greu a revenit aici. Dar îi mulțumesc că vom discuta despre lucruri foarte interesante. Despre lucruri foarte... Să dai live-ul să apară și la tine. Da, accept acolo. Foarte bine. Ce mai faci, Roxana? Bine, mulțumesc. Salutări tuturor. Salutări. La mulți ani. Să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să vă dea Dumnezeu la fiecare după suflet și cum vă doriți. Ești foarte veselă, ca de obicei. Zen! Ca și noi, ca și mine, dar noi așa suntem noi de obicei. Suntem în zodia noastră. Indiferent unde, unde facem emisiunile, fie că le-am făcut în sufragie, fie că le-am făcut live pe Facebook, pe YouTube sau la tine la cabinet, pentru că am fost și acolo să facem emisiuni acum 2-3 ani. Da, am vorbit eram noi bătrâni. Am vorbit noi despre toate subiectele astea foarte interesante și astăzi vreau să abordăm, nu știu, niște subiecte așa în general despre... Despre influență reală, despre... Ah. Uite, despre Shakira, despre Harry. Cine să știe? Am scris... Cum? Harry, nu prințul cine, Harry? Dar nu știu cine. Fii atent, au scris o carte. Harry a scris o carte când? În care își face praf familia. Când? Acum. Acum și trebuia să o citesc eu. Nu s-o citești, dar s-a vorbit în media. Și dacă și s-a vorbit, el spune că e traumatizat. Nu la știri. Da, dar a vorbit psihologic. Harry pare un tip traumatizat. Păi e. De către conduita familiei regale. Dar chiar e, nu că pare, chiar e. Da? Și de asta zic, în cartea aia spune... Și ce vrei să-i facem profilul noi acum? Păi... Dar ce important e pentru România? E că a fost prins. Hai să ne revedem. Și până a luat-o pe Meghan. Așa și? Nu. S-a luat cu Meghan să fie fericit și să arată bine. Dau bine în poze. Îți place? Nu, n-am nicio părere, serios. Adică nu? Nu știu ce înseamnă și știu. Dar de Shakira, uite, de exemplu... Și cu Shakira, dar să vezi bine fata. Asta, subiectul care l-am abordat și am scris chiar înainte să vii tu aici, a fost că cele două lucruri, cele două cazuri sau subiecte se aseamănă, adică lipsa de iubire. Shakira îl atacă pe fostul ei iubit, ca și Prodanca, pereche. Pentru că eu cred că într-o relație unul iubește mai mult decât celălalt. Da. Și ăla când e pe ăla e cel care atacă. Dar de ce? Da. Că sunt geloase pe alelalte. Nu acum fiecare sau pe ele, că nu, asta nu e indiferent de sex aici, nu facem discriminare după sex. Da, geluzie, frustrare, durere. Și de unde vin toate chestiile astea? De unde se vin? Din suflet. Din suflet, păi din neîncredere. Dacă te doare, evident, stima de sine e clar lovită undeva. E la pământ. De ce îi faci asta? Adică tu, dacă pe nu asta zic, de ce sunt... Băi, dar de ce să faci asta? Băi, eu sunt Shakira, da? Hai să... Eu sunt Shakira și dau de-un fund. Eu sunt Shakira, da? Dacă tu nu mă vrei, du-te. Nici nu mai știu cum te cheamă. Corect. Deci nu mai știu cum te și cheamă, invers, nu știu și cine ești. Și la bărbații despre același ce vorbim, da. Adică gay Shakira, da. Poate să aibă pe cine vrea să te dă prost o nouă? Pe asta și-i spus în piesă. Deci serios, adică bravo, e, dai, habar la n-am ascultat, nu știu. Da, deci eu, chiar sunt eu nu sunt pusă la curent și că lui Cătălin îmi place să mă pună în situație pentru că el știe că eu nu mă uit la știri. Știe că nu mă uit la televizor, știe că nu urmăresc știrile, știe că nu știu. Și atunci îmi place să mă pună în situație de genul ăsta. Shakira e așa o tipologie. Băi, dar Shakira e Shakira, mă. Nu, dar nu vorbim doar de Shakira, vorbim de o femeie care suferă după dragostea ei. De o femeie puternică, de ce să se face asta, de ce să te umilești? Da, dar și femeile puternice suferă și bărbații puternici. Păi, mă, Cătălin, dar uite, noi oameni normali. Eu. Noi oameni normali? Nu, mă rog, cu puteri deosebite. Să zicem. Așa crede noi că să zicem că Fabio nu mă mai place pe mine, dar mâine, așa și? Care e problema? E un tip de la plăci. Știu că am văzut pe Facebook, dar întreb pentru opinia. Nu, să zicem că nu mai pe bune, deci de mâine nu mai știu cum îl cheamă. Fabio, dacă dreptul la replică. Dar există așa ceva, nu mă vrei, nu te vreau. Deci trebuie să avem puterea să ne valorizăm. Dacă noi nu știm care e capacitatea noastră reală, ce pretenții putem avea de la ceilalți? E normal. E despre noi, da? Despre fiecare dintre noi. Deci chiar nu înțeleg cum pot femeile să umilească în halul ăsta. Deci, și bărbații, că sunt și cazuri. Ce să faci asta? Când revenim. Are balta pește și știu ce. Exact, sunt atâția bărbați, atâția femeie. Bine, eu știu că acum exagerez. La mine s-a dat, s-a jucat, s-a luat. Adică nu. N-am nicio șansă de scăpare. Nu, am văzut. Am GPS, telecomandă. Am văzut pe Facebook că voi... Am cătușe, am să ce mai bine, brățară electronică. Cătușe? Da. Să știi că asta sună interesant. Da, sunt da, de la cu puf? Nu, că acum vrea să-și ia tank. Sunt de la cu puf? S-a gândit el mai bine. Auzi, te-am de la cu puf? Da.
S-a gândit el mai mie și zice că dacă tu nu conduce, știi că nu conduce. Nu. Are o problemă aici mare. Nu conduce? Nu, da, loc. Dar are carnet? Nu. A, okay. Nici n-are, nici nu-i place, nici nu-i interesează, nici nu înțelege. Deci ca să-ți dai seama că sunt în degrad. Deși e foarte talentat și am înțeles că face lucruri foarte frumoase acolo la Ploiești sau dacă pe Fabio. Dacă n-ai înțeles, poți să-l cauți pe Google. Că știu că e cu ochii pe noi. Ai fi? Iubire, ești acolo? E. Simt. Simt așa. Deci dacă nu știi cine, caută-l pe Google. Așa. Și revenim. Dacă nu s-a hotărât, avion avem, da? Mașina avem, că o conduce fata, că el nu poate. Că dacă nu poate băiatul, nu poate băiatul, noroc că poate fata la Craiova, care joacă fotbal mai bine ca băieții la Ploiești. Deci. Bravo. S-a hotărât, zice, băi, știi care e treaba? Eu m-am plictisit și eu vreau să-mi iau un tank. Pe ce i-a adus bani? Ce faci cu el? Nu știu, vreau să am un tank, să fie al meu. Deci asta e discuții de azi, ca să-ți dai seama. Îmi plac discuțiile astea. Da. Nu, sunt nu, așa relaxante. Când ai tu timpul, întreb pe el care te-au cu tankul. În fine, să revenim la oile noastre. Păi dacă vrea să vină aici, eu îl invit. Uite, ești somat public. Avem mesaje. Dacă nu te-ai prins, te-a somat public. Fabio, nu vă scap. Ce zici iubire pe acolo? Nu vă scap din noi. Păi te aștept și pe mine aici. Fabio Cârstea, am citit într-un articol despre el că a jucat în filme, în seriale. Ai un singur articol despre el. Și a aș fi foarte interesant să-l văd aici. Te aștept, Fabio, aici la Craiova să discutăm. Da, o să salut și pe, mari. Gabriela Irina Benchia Romanic de la Bacău TV și mulțumim că se află alături noi. Marius Alexandru și Pia aici. Mulțumim. Să știți că noi ne-am făcut echipă pe 23. Avem echipă, avem valoare. Ole. Deci trebuia neapărat iubire la mulți ani. Hai Craiova. Craiova. Hai Craiova și ce niște Ploiești? Nu, ne-am făcut echipă de influenceri. Deci în toată țara, deci avem un prieten, Gabi Popa, te iubim, e încă blocat săracul. Am avut și eu o prieten la Ploiești acolo și tot timpul ziceam așa, plouă la Ploiești. Plouă la Ploiești, da, așa, zim. Să prezentăm vremea. Da, deci e săracul blocat de Marc, că postează numai craci pe acolo. Și Marc Zuckerberg. Da. Și el săracul a avut niște sărbători nefericite, dar noi ne-am gândit la el și să știi că te așteptăm înapoi și suntem bine toți și noi, influencerii, nu renunțăm. Care e fața asta? Că am văzut că postezul. Noi, influencerii, am decis azi că este duminică. Da, pur și simplu. Da, nu, ni se pare ca lumea. Că sunt atâția oameni aiurea. Trebuie să spun asta, îmi pare rău. Spune, răspune București, că pe acolo ne... De acolo vin da. Interceptările. Urmăriți de sute de mii de oameni, de milioane, care nu merită, care spun mă prostii. Serios acum, Cătălin, deci tu, nu vreau să dau niciun nume. Dar să știu că sunt mulți și valoarea lor la nivel național trăiesc. Deci nu. Da. Eu nu-i cunoști personal, de asta corect, te rog pe tine să dai nume. Eu sunt cam mărunță aici, încerc să te provoc. Nu, interogatoriu, am spus nu. Nu, bine. Deci nu. Ideea e că nu e normal, dragii mei, dragilor, oameni buni, deci fiți atenți, deci nu trebuie să urmărim pe oricine care zice orice, adică nu e ok, nu. Nu, trebuie să fim un pic mai selectivi, adică are cineva ceva de spus, bine, îl ascultăm. Nu urmărim acum toate, nu, nici cum să le numesc. Și atunci noi am făcut o echipă. De fapt, OnlyFans? Noi am făcut o echipă, lasă-mă, că fetele scalme. Noi am făcut o echipă în toată țara și suntem câțiva care ne opunem. Vă opuneți? Da, ne opunem. Noi nu vrem cu ăștia care urmărește toată lumea degeaba. Deci anti-influencer. Da, anti. Deci suntem anti. Deci asta cu influencer e la mișto. Și noi avem o echipă, știi, în toată țara. Vă pupă toți, vă știți care sunteți, n-are rost să vă salut. Am văzut că m-ai salutat și pe mine într-un comentariu. Păi și tu ești la fel ca noi. Da. Deci suntem câțiva, dar suntem în toată țara și suntem ce trebuie. Adică noi distribuim ce trebuie și oamenii locali ne urmăresc pe noi. Nu dunde pe la București. Da, ne urmăresc pe noi aici. Exact. Care e problema? Deci mi se pare ok. Nu, și e o chestie așa, care nu mi s-a părut amuzantă, știi, între noi. Bine, a început între mine și Fabio, dar s-a întins, așa că noi avem prieteni. Ați extins rețeaua. Da, am zis să fiți toți acolo cu noi, să ne plictisim. O să ajut pe Sabina Coritor, care ne-a lăsat un mesaj foarte lung și frumos și mulțumim pentru distribuire și Sabinei. La Fabio, ce să zic? Mulțumim! Era de înțeles că va distribui acest live, dar Sabinei Coritor, mulțumesc. Noi, influencerii la Craiova, am decis că a câștigat fata.
că este alături de mine de fiecare dată Sabina Croitor și ne spune așa: este greu să cuantifici munca unui psiholog, ia uzi. Și nu oricine poate fi psiholog. Oricâtă pregătire de specialitate ar fi în spatele acestea. Dar ea nu vine pe un fond nativ de răbdare, empatie, deschidere către oameni. Și de ce nu iubire? El, psihologul, ar fi incapabil să stabilească acea punte de legătură sufletească și comunicare care se invită la noi constructiva a problemelor și obstacolelor de care te lovești la un moment dat. Mărturisesc că mă număram printre persoane sceptice în apelarea la ajutorul unui psiholog. Nu a fost cazul la mine. Dar am cunoscut, cum trebuie. Dar am cunoscut persoane care la un psiholog le-a schimbat viața și sunt oameni de corect, care societatea are nevoie. Da. Are nevoie de ajutor specializat. Au apelat la doamna psiholog Roxana, este uite ceva care știe de la clienți de ei și sunt refăcuți în totalitate. Știți ceva? Atunci când ai niște setări invizibile împotriva unui ajutor de acest fel, este foarte dificil să se stabilească o comunicare lejeră și firească, pentru că acel ceva te ține încordat ca un aris. Cel puțin așa simt mulți pacienți când se îndreaptă către prima ședință. Trebuie să creadă că se vor relaxa și vor învinge. Nesperat de firesc și lejer. Ideea sceptică în privința unei astfel de consiliere și vor deschide atât normal cartea experienței și pierderilor lor de echilibru interior. Bravo. Pentru că au realizat că persoana din fața lor nu face niciun efort în acest sens. Exact. Echilibrul din atitudinea dumneei, îi invită la echilibru. Fără un psiholog, așa cum este doamna Roxana Ristea, capabilă să topească cu privirea caldă și vorba calmă toate barierele emoționale și ideile preconcepute, cu siguranță versiunea lor de astăzi nu ar fi existat. Pentru că da, astăzi sunt o nouă versiune a lor, categoric îmbunătățită. Îți recâștigă valoarea în proprii ori, crești aprecierea propriei persoane până ajunge să te iubești. Sunt convinsă că fără psihologul Roxana Ristea, fără ajutorul și ambientul cald pe care l-a creat, fără confortul emoțional pe care l-a oferit, astăzi mulți pacienți nu ar fi putut să se uite în urmă, zâmbind înainte și cu speranță. Nu doresc să aveți nevoie, însă dacă se întâmplă să pierdeți direcția în esență, apelați cu încredere și deschidere la doamna Roxana Ristea. Nota 10 este prea puțin pentru ce a reușit să deschidă în mintea multor pacienți. Felicitări și mult succes în continuare. Vă mulțumesc din suflet. Doamna Croitor este o persoană foarte activă. Vă mulțumesc din suflet și știu exact despre ce vorbește. Și vorbește despre pacienții ai tăi. Știu. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc și intervenția noastră, să știți că emisiunea noastră a schimbat puțin frecvența, că noi eram așa un pic o mișto. Dar, un pic mai mult, da, că noi, na. Așa suntem noi în timpul liber, da. Când suntem la servici, suntem oameni serioși. Serioși. Corect. Cătălin Buda ne spune când ne întâlnim, avem o problemă, că suntem prieteni de ani de zile și facem două feluri împreună. Noroc că ne vedem rar, Cătăline, că ferească Dumnezeu. Da, dar uite că facem și lucruri frumoase. Și deci vă mulțumesc din suflet. Deci a fost extraordinar. Vă mulțumesc, recunoștință, infinit. Doamne ajută. Salutăm și pe Mirela Cătălina, pe Cristian Gabriel Popa și pe Bogdan Bădiță și pe Loredana și pe Cătălin Dunea ne spune vă doresc te iubesc, Lore, mulțumesc, dragă mea, te iubesc. Asta mă pregăteam să citesc, Loredana Vlăescu. Avem, da, e prietena mea. Avem aici un comentariu, ia să vedem ce spune. Multă putere pentru tot ce faceți. Apelați cu cea mai mare încredere în doamna psiholog Roxana Ristea. Foarte tare, salutări, Loredana. Da, uite. Păi, oamenii mă iubesc, mă. Bă, în ciuda frustrațiilor, că am avut o grămadă de probleme. Deci da, toată lumea a încercat să-mi dea așa la fileu, să-mi pună piedi, să mă întoarcă, să mă răstoarnă. Dar acum, noroc că de câteva luni se ocupă Fabio, știi, și bate pe toți. Dar de ce se ocupă lumea, apropo, trezorișa, de ce se ocupă unii de alții, cum ar veni? Pentru că se ocupă de ale lor. Le-i ciudă. De ce eu pot și ei nu pot? De ce pe mine oamenii mă iubesc și pe ei nu? Da, și raportează conturi de Facebook, mi s-a întâmplat și mie și ție. Dar de ce eu? Adică, de ce? Că suntem răi, mă, răi. E rău pentru toată lumea. Răi, a dat Dumnezeu să fim mai mulți răi decât buni și am mai discutat despre asta. Păcat. Dar asta vine dintr-o frustrare, dintr-o... Da, din nefericirea noastră personală, din durerea fiecăruia și cel mai duce capul pe fiecare. Nu, ideea care e că tu știi foarte bine că nu ni s-a întâmplat mult, mai ales în domeniul ăsta public. Ne-au făcut de toate. Deci nu mai au ce să ne facă, ne-au făcut pe toate. Multe vorbe aruncate, dacă am auzit multe despre. Dar noi nu am renunțat. Și ne-am văzut de ale noastre în continuare și ne-am făcut proiectele și ne-am lucrat. Și a fost bine așa. Și noi nu am făcut rău, Cătălin. Da, nu există persoană care pe mine să mă acuse că am greșit cu ceva. Da. Față de ea. Pentru că eu am făcut ce trebuie pentru fiecare. Și atunci când m-ai jignit, da?
Eu nu m-am întors să-ți răspund. Ba din potrivă, am spus Cătălin, te înțeleg. Da, îmi pare rău. Am dat un exemplu. Da, ce am făcut la fel, te înțeleg, e ok, ai un moment. Poate nu ți-e bine astăzi sau Dumnezeu știe ce e cu tine, dar eu pot să merg mai departe și pot să depășesc momentul ăsta și hai să încercăm să avem o relație, că suntem oameni. De ce să ne facem rău? Eu așa funcționez. Eu nu pot să fac rău. Nu pot. Deci mie încearcă bine, să... uneori trebuie să te aperi și eu trebuie să spun că uneori trebuie să... M-am apărat și trebuie să eu te aperi. Nu pot să fac asta. Nu trebuie pot. Să te aperi. Nu am atâta putere. Eu merg înainte cu Dumnezeu și atât. Și eu zic că Dumnezeu o să aibă grijă de fiecare. În orice situație. Adică nu cred. Cred că vom plăti. Cei care facem rău, intenționat vom plăti. Uite, tu ești o persoană credincioasă. Foarte. Cum merge, cum se împacă nu religia cu psihologia? Dar nu are legătură. Asta e partea mea personală. Mm-hmm. Nu. Mm-hmm. Deci nu are legătură. Nu. Într-adevăr, în terapie mă ajută foarte mult dacă tu ești credincios. Dacă tu ești credincios, pe mine mă ajută foarte mult, că pot să mă leg de chestia asta și să te aduc în punctul în care tu ai nevoie. Dar nu e neapărat necesar. Adică poți să accepti și faptul că tu ești ateu. Eu pot. Da, și eu. Adică da, nu. E treaba mea. Credința mea e treaba mea. Nu are legătură cu profesia mea. Uh-huh. Da. Foarte interesant. O să arăt pe Narcisca. Narcisa. Ce faceți? Daniela Butran, te pup! Cu... Te pup și te iubesc! Robert Ionuț, bravo! Stai așa, ce avem aici? Ce avem aici? Că au multe mesaje. Robert Ionuț, live. Mă bucur că sunteți cu noi, mă bucur. Mă bucur, asta înseamnă că respect. Robert Ionuț, pe eu și o să mă întâlnesc la 8 la emisiune la CNTV. Bravo, mă, băieți, bravo. Bravo, la mulți ani băieții la Craiova. Mă bucur că sunteți cu noi. Asta înseamnă că respectul este reciproc. Mă bucur. Mă bucur nespus. Infinit. Ai zis Daniela sau Dana Budulan? Daniela Budulan, da. Eu zic că zisești Dana Budulan. Este cea mai frumoasă doamnă din Craiova. Știu ce zic. O salutăm. Robert Ionuț Păiuș ne spune mult succes în continuare. Mulțumim la fel, Robert, și felicitări și ție pentru lucrurile frumoase pe care le faci. Dar da. Fost și invitat aici, Robert. Da, eu știu. E un primar extraordinar din Stejar. E cel mai mișto primar din Gorj. Foarte tare. Like. Dar ce s-a pus că bravo, bravo. Și un tip care spune tot așa, că de aia ne înțelegem noi bine. Că spune lucruri pe nume, asta e important. Ah, dar e normal, mă. Să spui, domne, ce gândești. Păi da, ce omenit ai să teatru? Dar nu jucăm și noi la un film, dacă e ceva, să ne plătească oameni, nu așa degeaba, știi? Aici este pentru tine, că vrei tu. Să facem un film? Nu s-ar putea să facă pavionul despre viața mea, că îi place foarte mult. Da, poate îmi dai și un rol acolo. Despre viața ta? Da, da. Roxana Fiu. Da, păi noi avem acum multe proiecte. Așa? Ia. El scrie mult, dar sunt foarte multe. Spune din alea din care poți să spui că nu e un contract. Da. Așa. Dar cele mai importante sunt cărțile noastre. Eu am cartea mea, Portret. Da. La care scriu de mult timp, am fost un pic blocată. Și el are cartea lui, dar el fiind mai al naiba, știi că n-ai de ele de la Ploiești. Uite, să rămână amor din suflet, zice Robert Ionuț Păiuș. Salutări, așa, al lui audio, deci o să-l asculte oamenii ca pe Moș Crăciun. A făcut un audiobook? Va avea audiobook, da. Dar oricum e mai tare ca a mea, că nu poate, deci nu poate. Oricât ar vrea el. Joacă fata la Craiova, cum nu pot deci băieții la Ploiești. Deci voi sunteți într-o concurență. Da, suntem într-o competiție maximă și eu trebuie să câștig. Și văd că tu reprezinți Craiova aici. Văd că în acest duel tu reprezinți Craiova. Dar nu se termină niciodată duelul ăsta. Avem un contract pe viață. Pe viață și pe oameni. Da, nu, exclus, că nu mă omoară. Sper. Încă sper. Nu, Cătăline, nu știu. Glumim, îți dai seama. Băi, nu, noi am multe brățara probleme. De urmărire. Relația noastră a provocat un dezastru masiv la nivel nu național. De exact, mondial. Ce să vorbim de Eli și de Begăr când am putea vorbi de Roxana și Fabio. Deci a provocat ceva la asta. Bine, ești acolo? E. Ține-te bine. Sper că stai bine. Îl simt alături de noi aici. Am fost atacați în toate felurile, în toate direcții. Ceva ce mi s-a pomenit și am rămas șocați. Deci am rămas șocați, prietenii noștri, mă. Dar de ce? Deci că oamenii sunt frustrați. Și că nu se așteptau ca noi să avem vreodată, să fim vreodată împreună. Și asocierea asta între noi i-a dat șahmat. Mi s-a părut așa groaznic. Că, na, până la urmă suntem și prea mișto. Da, e bine, bravo, te văd. Da, împreună. Și zic, da, este mișto separat, dar mai împreună, nu? Da. Fabio Căstea ne spune, sunt, zice, și zâmbește. Da, da. Loredana Plătescu, bravo, foarte ești o persoană de admirat. Și deci foarte multe frustrări, deci nici nu vrei să știi ce ni s-a întâmplat. Adică oamenii au probleme, bă mari, bă, de ce facem așa ceva, adică... Da, de ce oare?
De ce? De ce? De ce să nu-ți vede tot treaba? Deci am fost atacat în tot felul. Deci nu vrei să știi ce capcane ni s-au întins, ce fel. Da, deci care nu era nimeni. Capcane? Da, aici da, intrăm în teoria conspirației. Da, nu e nicio teoria conspirației, e doar despre oameni. Bogdan Forțan, seara frumoasă. Chestii. A, așa, mulțumim, la fel. Ana Maria Nautu, din contră, sunteți foarte puternică dacă puteți suporta toate cele negative din partea asemenea, da, fără să ripostați vehement. Niciodată înseamnă că aveți un echilibru interior deosebit. Corect. Și rezervorul sufletesc da, de bine la plăiești. Și de frumos. Calmul, armonia și echilibru interior sunt foarte importante. Se obțin greu și se mențin și mai greu. Felicitări și succes în continuare. Mulțumim pentru acest mesaj. Amin. Doamne ajută. Da, mă. Deci intrăm aici într-o teorie a conspirației ca jurnalism. Dar tu mă crezi că sunt oameni care au impresia că pe mine mă ține Fabio cu forța lângă? Dar eu am văzut și mulți închipuiți și închipuite în general. Băi, în lumea asta. Cum e posibil? Dar cum mai putem să ții mai... Uită-te la mine. Așa. Cătăne, tu nu cum de atâția ani, spune tu acum live, spune tu acum live, dar cum place cineva să mă oblige să fac eu ceva, vreodată în viața asta. Spun ceva acum, dar sunt trebuie să plece. Ia dacă vrea să plece acum din emisiune, se ridică și plecă. Dar nu o să plecă, că te iubesc. Și eu. E prietenul meu de atâția ani. Și Cătălin mă cunoaște foarte bine și când i-am spus chestia asta, zic, păi tu știi că sunt oameni care cred că Fabio mă ție pe mine cu pistolul la cap? A rămas ăsta înțepenit, zic, păi cum mă, zic, da mă. De am avut o prietenă care s-a pus pe plâns și zice, păi, Roxana, dar te rog, cum să stai cu... Bine, și glumele voastre în online sunt savuroase, trebuie să le cunoaște. Păi, Cătăline, cine poate, poate cine nu, nu, adică vorbim la, ne jucăm la un alt nivel aici. Deci nu are rost să ne dăm pe după garba la Constanța, să ne prefacem să nu înțelegem. Apropo de relație, că asta e important simțul momentul ăla, eu cred că e. Doamne, zici, dar nu mă faci la sărăt toată ziua, de ce asta cu el? Asta e singurul motiv. De ce? Eu... E singurul motiv că e păcălici. Și nu, postările noastre cum sunt la secundă, adică deci dacă el îmi dă ceva, trebuie neapărat să-i răspund, adică uneori nu pot și atunci mă iertează masă. Nu poți? Păi n-am timp și dai un alt timp, mă, eu n-am, nu, era la mult timp, că faci ce vrei. Eu încă nu fac ce vreau, eu fac așa puțin. Bă, și dar, tu faci ce vrei. Da, să zice, nu, dar eu, na, eu am terapie, am lucruri. Da, bine, acolo la serviciu exact, fiecare exact. Și nu pot intra online. Și de multe ori el se joacă singur pe acolo și intru și eu după câteva ore și văd ce n-ai făcut. Deci îmi vine să-l omor. Dar eu n-am pistol și n-am cum, deci nu. Și nici nu pot să-l omor. Și el are vestă, și el are vestă anticlonț. Și el de ce? Nu? Sau? Da. Da, deci e important umorul, vezi, sarea și piperul într-o relație. Nu, este fix același lucru. O spun niște chestii pe care s-ar putea pe să-l supere, știi că sunt pregătite pentru cartea lui audio. Așa. Noi doi suntem aceeași zodie. Păi, aceeași zodie, toți, da. Toți noi ăștia mișto, mai ales ăștia de la Craiova, știți voi care... Da, dar să nu facem discriminare. Băieții. Să nu facem discriminare. Nu facem. Toate suntem zodiile toți... au... Da, dar noi avem alte frecvențe și între noi ne înțelegem într-un fel. Și tu știi asta foarte bine. Da, ne înțelegem. Deci nu, da. Deci noi raci între noi ne înțelegem cumva. Chiar și când ne înțelegem, noi ne înțelegem. Da. Noi doi suntem născuți la câteva zile distanță, în aceeași zi. Tu cu copii, fapt, da? Da, copiii noștri sunt născuți la câteva zile. Să în vă aceeași... trăiască multă sănătate și la cele bune. În aceeași lună, la câteva zile. Adică sunt foarte multe chestii care nu pot fi coincidențe în viață, știi? Uh-huh. Chiar nu pot fi. Și, na, așa vreau Dumnezeu, așa cred. Deci nu suntem la mișto, nu mă ține cu forța, suntem foarte bine. Mulțumim. Uh-huh. Crezi în destin, în soartă? În... Băi, nu credeam. Deci nu credeam că omul ăsta există. E varianta mea masculină, să zic așa. Deci nu credeam. Radu Ionete ne spune felicitări pentru o emisiune foarte interesantă. Mulțumim frumos. Așa? E varianta ta masculină? Sau da, cum? Da, da, exact. Și... Deci noi gândim la fel. Și tu ești varianta lui feminină? Sau da, noi, da. Deci noi gândim la fel. Probabil într-o altă viață, în toate viețile, nu. Noi am fost împreună. Crezi deci treaba asta cu reîncarnarea? Nu, exclus, dar îți spuneam așa ca fapt divers. Noi gândim la fel. Uite, dacă tu acum ne pui separat gândim în două camere și ne întrebi niște lucruri, noi o să spunem amândoi același lucru. Păi cum mai trebuie să apropo de influencer? Dar s-a întâmplat. Că, știi faza aia să veniți amândoi aici? Chiar veni, știți că e faza aia cu închide tot. Cine face? Păi e aici. Da. Păi, dar nu vreau să vă suie la ușă. Eu nu pot să mișc. Dar nu știu de ce e cu topor asta. Asta n-am înțeles. Bine. Stai puțin, tu. Știi fata aia cu închide ochii, cine vă cunoaște ce, cine mănâncă ce, știi, și fac așa, dar fără să vadă. Dar ar fi foarte tare să facem asta. Na. E o provocare influențeră, așteptăm pe partea aici. Fabio, ești de acord?
Iubire, dacă ești de acord, dă like. Și vă pun eu întrebări, fă ceva. Veniți aici și deci, cine mănâncă cel mai mult. Deci poți să ne pui nu, separat. Nu, unul lângă altul, dar să închide ochii. Nu, nici măcar. Nu, ne pui separat în camere diferite și vom răspunde la fel. Noi avem aceeași frecvență. Nu există. Deci noi altfel ne întâlneam oricum. Deci nu. Și, na, în fine, e o poveste destul de interesantă. Ne-am întâlnit noi, dar nu o să spun eu, că o să spun el în cartea lui audio. Împreună, nu, o să spun el în cartea lui audio. Păi și cartea audio nu facem și noi aici? Nu facem la stare aici? Nu. Și dacă, să zicem că aș spune o variantă, el e atât de ambițios încât va avea alta. Înțelegi? Va avea altă variantă. O să coafeze în așa fel încât o să sune altfel și o să fie ca el. Cred că trebuie să fie ca el. Și că Loredana Vădescu spune așa, am fost martoră. La ce? La chestia asta, cred că... Cu... Da, nu, ea ne cunoaște. Ea ne cunoaște foarte bine pe noi. Așa? Și ne-a văzut împreună și știe ce putem... chestia asta, că gândim la fel. La secundă, știi? Fără să... Fără să ne consultăm. Telepatia? Probabil. Frecvențele astea sunt... Nu mai contează, în fine. Hai să... Să depășim momentul, că Fabio deja s-a plictisit. Te-ai culcat, iubire? Dacă nu te-ai culcat, culcă-te. Treci la somn. Și că Loredana Vlescu, Vlătescu, tot vrei să fie să zic. Da, zice da, adică la chestia asta. Da, așa da, sunt oameni care au fost martori la chestii de genul ăsta și care par extraordinare. Și ți-am zis, deci putem să facem un experiment. Un experiment. Exact, ne pui în camere separate și ne pui aceleași întrebări și să vezi că să răspundem același lucru. Foarte știu că pare ireal. Și nouă ni s-a părut la fel, deci noi ne-am șocat. Noi ne-am șocat de ce putem. Da, da, în fine. Vedem. Vă salutăm pe Dragoș Derveșteanu, pe Mihaela Steri și da, vă salutăm pe toți, dragi. Și pe toți, pe Daniela Budulan. Și să fiți sănătoși, să fiți liniștiți și orice probleme aveți, știți că puteți oricând să apelați și la mine și la Ene, fără probleme, nu e vorba despre bani, că știți că noi nu. Noi ce facem, facem din inimă și cred că v-am dovedit asta în atâția ani, că am fost acolo pentru mulți, mulți oameni. Și de la unul la altul, și dacă n-am putut noi, am găsit pe cineva și tot așa, și prieteni din prieteni, și noi avem echipă, avem valoare. Și nu lăsăm pe nimeni, niciodată, nimeni nu rămâne în spate. Uite ce zice Fabio, poți să spui varianta ta, mereu sunt trei, a ta, a mea și aia pe bune. A, tripolari, bine. Auzi mă, tripolari. Da, interesantă lumea asta. Și bună, Ștefania! Bună! Ștefania Constantin, Ștefania Constantin. Salută-ne. Să știi că în privat nu pot să-ți răspund. Te salutăm. După emisiune te salutăm. Mi-ai scris un mesaj în privat acolo. Cei care îmi scrieți în privat nu vă pot răspunde. Nu vede. În timpul emisiunii scrieți public dacă aveți așa și să ajungi pe Mihai Ștefanic mea și pe toți. Și ce faci, mă, te-ai întors la TV sau ce ia povestești? Mă întorc. Acum hai să-i luăm un interviu cu Ene. Deci fiți atenți cum o pregătesc. Ristea, în premieră va lua un interviu la Craiova. În premieră era o altă emisiune făcută de Carmen Avram, care e la Europa Parlamentară. Nu, în premieră pentru mine te iau și un interviu. Cătălin Ionuțel. Uite, stai așa că ne scrie Ștefania. Mi-e dor de voi, cică. Suntem minunați. Dar ne vedem oricând. Salutări și, da, prietena noastră comună. Psiholog. Da. Hai să depășim momentul să răspunzi la ce? Să-mi spui care este ideea cu revenirea noastră la TV. Păi revenirea a fost că au fost invitați și Accent TV este... Drăguț. Trebuie să spun lucrul ăsta. Da, dar luați-l de tot, băi. Ăsta e băiat aur. Deci, băieți, uitați-vă la mine. Deci, ca el nu mai vedeți. Nu, păcat. Păcat că unii sunt pe TV și el nu. Păcat. Dar e în seara asta. E în seara asta și o să fie bine și o să ne demonstreze la toți că băiatul poate. Și Cătălin Ionuțel e cineva. Pe aroganță, maxim. Că eu știu ce zic. Da, dacă nici eu nu-l cunoști și nu am evaluat, nu-l cunoaște nimeni. Deci el merită. Asta, și o să ne ajute Dumnezeu și poate și știe. Dacă deci... nu e nimeni în stare să-ți dea o emisiune, poate facem noi o televiziune. Băi, dacă faceți o televiziune, mă rămân veșnic de cum asta. Nu știu, trebuie să negociem, știi că noi trebuie să negociem. Dacă vă ocupați și noi în casă avem o problemă, suntem afaceri. Toți? Nu, amândoi. Așa. Dar noi trebuie să negociem veșnic. Veșnic trebuie să, da. Să se joace bine, să iasă bine, să se termine cum trebuie. Joacă pe asta, cum se zice. Da. Deci am fost invitat. Accent TV este un post care se deschide acum. Eu am mai colaborat, trebuie să spun. Și primul meu interviu, mulțumesc că cei de la EMI TV, cu drag. Mă descurc.
de la MITV din Gorj, deci am mai avut experiențe și în zona aia. Colaborez foarte bine și cu cei din Craiova. Suntem lângă tine, Cătălin. Și cu cei din Proveta Turnul Severin și cu cei din Vâlcea. Bravo. Dar acum se deschide Accenteve în seara asta la ora 20. Bravo, bravo. Felicitări, băieții. La Craiova. Noi știm care sunt. La mulți ani. Și eu știu, da, felicitări. Așa. Tuturor, așa. Și o să fiu invitat acolo la emisiunea la Obiectiv, deci moderată știi, de Leonardo Fili. Deci ești la de deschidere, cum am, de opening? Da. Oh, wow. Da. Dacă nici eu nu sunt mândră, mă. Da. Felicitări ce sunt. Bravo, Cătălin. Felicitări că ai un prieten bravo. Atât de bun. Da. Și felicitări vie că am un prieten. Ca de obicei, deci ce vreți de la noi, noi așa suntem. Și cred că v-ați obișnuit deja. Oricum, Cătălin... Dar tu te-ai gândit să faci emisiunea, că tu mai ai luat un interviu? A, păi da, a? Nu, are Fabio planul pentru mine, acum am impresat. Cred că te-ai nu, eu Fabio. Deja nu mai decid pentru mine. A stabilit soarta la Crezi Păiești. Că asta, declarația asta ta... Da, va rămâne, știu. Rămâne? Nu, dar în sensul că... Nu, că rămâne. Dă apă la moară celor care zic că... Da, mă lasă oamenii. Nu mai decizi tu, te-a legat... Care, nu. Apropo, nu. Lasă topor unde... Da, așa, promesc. Da, îi lasă topor, că e strică. El a decis deja. Păi măi, hai să-ți explic cum a decis că noi suntem într-o relație. Vrei să știi? Yeah. Într-o stare s-a plictisit și zice, păi eu mai aștept să te hotărăști tu. Gata, noi suntem într-o relație. Și s-a pus pe Facebook și a dat accept singur. Și a dat accept singur de pe... Te așa a vrut, dacă el a vrut și stai. Nu faci ce vrei. Frumos. Dar dacă nu-l iubeam, nu-l lăsam, așa că nu. Domnul bărbat e Dumnezeu. Deci cine conduce? Și trebuie să decide el. Și aici se... Eu sunt spatele lui, nu conduc eu. Se pune întrebarea aia, mă rog, veche, cocoșul sau găina? Exclus. Nici. Noi suntem împreună. Împreună la același nivel. Bun, asta... Împreună la același nivel, în orice discuție și în orice business, să-i spun așa. De-aia apar scandalurile. Da. Pentru că oamenii se cred mai unul, se crede mai important decât celălalt. Nu e cazul. Nu e. Nu. Noi doi nu avem nicio problemă. Noi am stabilit deja niște lucruri și da, el a stabilit că o să am emisiunea mea. Nu știu exact unde. Și pe mine. Nu știu exact unde are niște probleme cu tehnica. Aparatura o avem, dar... Cu tehnica am și eu. Deci la tehnică nu mă pricep. Asta e clar, de-aia filmez pe telefon. Și oricum i-am zis că fără tine nu. Fără tine, cerul e prea sus. Dar nu poți să crezi. Hai la Craiova! Deci deja mai fac o emisiune. Deja mai fac o emisiune. Nu știu, ne mai gândim. Să-și pe Nicolicu și pe Nela Toma și pe toți cei care ne urmăresc în acest moment. Eu aș vrea totul să rămânem în online. Dar nu știu, până nu vedem. Pentru că nu sunt reguli CNA. Nu neapărat de asta. Mai liber, nu, exclus. Nu, dar mi se pare prea complicat cu tehnică, cu aparatură. Oricum, noi nu vorbim prostii. Nu. Sau cel puțin așa credem. Nu, mi se pare prea complicat. Nu, mi se pare mai simplu și ce trebuie și na. Dar, până la urmă, știi cum e. Eu nu sunt ținută cu forța, dar va decide el. Păi, putem să facem aici accent. Băi, de ce lasă decide? Când dacă vreți să intrați de băi, primul bărbat care mă face. Deci mai deștept ca mine. Și mie mi s-a întâmplat asta până acum. Deci mă uitam și îmi vrea să crezi, bă, ăsta chiar poate. Deci pe bune acum. Adică nu, există. Există, e adevărat. Și de aia și lasă. Și eu mă lasă la fel. Adică nu stăm să ne întrebăm unul pe altul, dar să mă duc acolo, dar să fac aia, dar să nu... Nu, exclus, nu există așa ceva. Deci, bă, noi fiecare facem ce vrea el, ce agenda are aia și face toată ziua și vorbim seara. Deci sunteți liberi împreună, cum ar fi. Exact. Exact. Ceea ce mi se pare corect într-o relație. Dar eu nu cred că sunt prea mulți oameni pe pământ în haos. De-aia poate unii nu înțeleg relația asta. Dar nici nu trebuie să înțeleg. Nu v-ai întrebat că poate atacul ăsta sau glumele astea sau care nu zic că s-a oprit. Ce zici, iubirea? Ai reușit să oprești toate atacurile, tancurile. Sunteți foarte spumoși, așa ca să zic. Pe Facebook eu am citit și bine, eu am înțeles ideea, dar... Tu ai înțeles, dar sunt mulți care nu au înțeles. Deci nu sunt forțată nimic. Noi doi mergem împreună și mai mult timp în spatele lui. Mi se pare mai bine așa. Pentru că mergi pe principiul ăla că în spatele unui bărbat puternic se află cu mine puternic? Nu. Pentru că el nu are nevoie. Punct. Da, oricine are nevoie de sprijin emoțional? Da, are nevoie. Păi oricum sunt acolo, deci ca și sprijin oricum sunt. Deci nu, nu-i despre asta. Dar nu. Eu merg lângă el și un pic în spate. Mi se pare mai corect așa. Da, mă rog, fiecare... Ca să zic așa, și-a decis sau și-a negociat, ca să citesc din am negociat, poziția. Aveam un contract. Aveam un contract, da, cu adevărat. În fine, dar ne-am întâlnit să vă zic să fie secret. Adică l-am făcut vedetă la Craiova. A, băi, vrem, te cunoaște toată țara și era la proiect, dar ce o să fie de acum înainte la Craiova? Să-l dăm pe Mincă Bălănescu, Nicoleta Săceanu,
Maria Colan și pe toți cei care ne în acest moment și vă mulțumim mult că ne sunteți alături. Și pe Preda, Livia, pe Bobi, Eduard, pe unul și pe toți cei care ne sunteți alături. Da. Sunteți extraordinari. Da. Acum, sincer, nu știu. Au fost sărbătorile, au fost... Cum a fost perioada asta? Foarte bine. Pentru mine a fost foarte bine. Dar pentru mine tot timpul e bine. Nu, mm-hmm. nu am treabă. Am un copil, am o ocupație să-l fac fericit, alte lucruri. Dar din punct de vedere psiholog, ca psiholog vreau să te întreb dacă ai simțit că în perioada asta se spune că cresc în multe ca de obicei, ca de obicei. Exact, am mai vorbit despre asta. Deci nu cresc doar în perioada asta. Ba da, în perioada Crăciunului sunt cele mai multe și eu chiar am avut cazuri recente, despărțiri între cupluri care s-au lăsat la asta. În fine, nu, ai mei n-au păținut, sunteți toți bine. De ce bine? Dar sunt oameni care nu au reușit să depășească o... Psiholog v-a ajutat. Care nu au reușit să depășească o separare și atunci a fost nasol. Mm-hmm. Dar nu, zic că n-am citit eu știrile, că n-am timp. Ce zici iubirea acolo? Zice, recunoaște că ieri am avut psiholog personal după o zi bis... viața! Nu mai zic nimic, lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Nu! Despre ziua de aia nu discutăm! E și asta o idee, încă n-am depășit momentul. Deci încă n-am depășit momentul, mai aștept. Dar bine, asta e o glumă, că trebuie să știm că e clar că, apropo de lucrul ăsta, codul nu poți să ai fi psiholog iubitului sau iubitei tale. Păi și el e psiholog. El are terminată facultatea. Da, dar zic, nu puteți să vă psiholog. El are studii în sensul ăsta, adică noi ne înțelegem nu că putem la nivel de IQ. Știi că sunt și multe... Ne înțelegem și pentru că am citit destul. Multe bancuri pe tema. Am citit destul și de-aia ne și enervează influențele ăștia. Cum ar fi, mă? Psycho influencer. Uite, mi-a venit acum. Da. Psycho influencer. Adică influencer. Noi suntem supărați sau dată. Știi că oamenii ăștia care se apucă și spun tot felul și... cum să zic, Doamne, ca să nu jignesc pe nimeni. Oamenii ăștia care n-au de lucru, că altceva n-au ce face decât să facă pe influencerii și să fie conducători pe anumite zone. Pe TikTok, pe Facebook, pe online, pe Instagram, pe OnlyFans, fetele. Deci n-au citit nimic, pe noi asta ne supără. Păi n-au citit, dar n-au avut timp. Că au avut treabă să fie influencer, poate, unii. Nu știu, zic să iau și apărarea influencer. Iale, mă, apărare, iale, nu. Noi suntem supărați cu majoritatea. Și eu și Fabio, sunt de acord aici și să avem o problemă. Avocatul să citească, frate, să citească câteva rânduri de cărți și mai despre să citească, că acum avem Instagram, avem Facebook, așa, avem și TikTok. Ce înveți de acolo? Eu n-am de cu Facebook. Și și ăla mă bate, adică mă bate Facebook, eu n-am răbdare cu Facebook. Dar ar fi, deci voi vreți să promovați cititul, sunt de acord că da, și eu promovez deci asta. Eu vreau oamenii să citească. Pentru că un om informat e un om care poate, exact. Nu poate fi manipulat. Mi-ai dat-o la filo. Deci, oamenii trebuie să fie informați. Atunci când ai nevoie de informații, citește, ia și citește, întreabă pe cineva care știe, ai nevoie de un medic, întreabă din om în om până îl găsești pe cel care îți trebuie. Deci nu e normal să ne luăm după oricine apare și zice orice. Deci lua și citiți, că nu-i greu. Nu-i greu deloc. Nu-i greu, e chiar frumos, e chiar relaxant. Asta ar fi zis-o Fabio. Dacă știi să citiți... Și eu suntem supărați pe influencer, știi? Adică se găsesc de ăștia care n-au citit o carte în viața lor, care nu știu pe ce planetă sunt și de ce trăiesc, care n-au singura lor opțiune în viață este să fie acolo și să le dea lumea like-uri. Poți să citești și eu din clasici în viață, chiar de Fabio, că mi-a plăcut foarte mult ce a scris el asta. Mi-a plăcut mult asta și trebuie să o spun, că am reținut. Cer scuze celor care vă deranjează postările mele, dar nu știam că știți să citiți. Da, asta mi s-a părut și nu cred că a luat-o de undeva, că n-am mai... Nu, e scrisă de el. Bravo, da, că mi-a plăcut asta. Zice Fabio Cristea, și să asculte, că unii mai fac și cărți audio, zic. Uite! Nu-i bine, o să asculte doar cartea ta. O să asculte. Trebuie să fie ascultător. Trebuie să fie ascultător. Nu. Deci cu influențarea asta. Și trebuie să vă informați. Dacă aveți nevoie de un sfat, căutați în jurul vostru, la apropiații voștri, din prieteni în prieteni. Nu vă luați după site-uri și matrimoniale, că ne nebunește treaba asta. Aia, cu 10 metode, vă știi? Deci 10 metode să agăți sau să nu știu ce vreau. Dumne, dar nici vreau să știu. Deci sunt rolai. Deci vă rog, oameni buni, deci asta e un fel de ghicitorie, un fel de vrăjitorie, un fel de țeapă online. Adică eu asta cred, Fabio asta crede. Deci noi nu avem părerea asta că ne-am întâlnit noi doi. Noi oricum aveam părerea asta. Dar să știi că și eu sunt de acord. Și foarte bine că de-aia și tu ești influencer. Influencer. Da, faci parte din echipa influencerilor. Deci nu, vrem ca oamenii să fie atenți și să caute unde trebuie, să citească toate prostiile de pe site-uri, de pe, sau să asculte pe nu știu cine care s-a filmat pe TikTok și a zis nu știu ce, de pe bune.
Păi întâi află cine e omul ăla. Bine, îți vorbește cineva, dar ăla cine e? Țancă, uraganul, Dani Mocan, nu te zic eu niște nume. Dar cine să știe? Eu n-am auzit. Ei, am auzit eu. Nu, eu nu știu ce zic. Nu, ideea e că să nu, trebuie să căutăm și ne interesăm. Da, bine, ascult ce zice un om, dar cine e? O salutăm și pe Maria Cristina Firu și mulțumim că se află alături de noi. Mulțumim. Psiholog, de asemenea, Adlerian, de la Drobeta Turnul Severin. Și o să facem vinere emisiune la ora 18. Bravo, la Drobeta Turnul Severin. Mulțumim. Da, apropo de lucrul ăsta, eu spuneam că societatea asta e influențată de acești influențări. Băi, așa, e o prostie, deci moda, băi. Moda e dată, filmele... Fără scutură, de omul la știri. Tu înțelegi că e omul la știri. Da, dar nu doar de știri vorbim, vorbim și de online. Da, și online. Aia, cu să spargi deci eu nu urmăresc pe nimeni. E o provocare pe TikTok să spargi cu... Scriitori contemporani pe care iubesc foarte, foarte mult și ei știu care sunt, că îi distribui veșnic pe am pagina văzut, mea, da. Pe care îi urmăresc și atât. Adică de ce aș urmări eu pe X din Balta Verde? De ce? Adică eu știu exact de ce urmăresc pe oamenii ăștia. Că sparge ouăle cu cap. Îmi dați strun. Pentru că nu te-am văzut asta, ci că-ți provocări pe TikTok. Băi, nu. TikTok pentru mine deja e lumea treia. Nu, e exclus. Nici nu vreau să o... E treaba ta. Tu am înțeles da, că ai. Am, am. Cum să... Și mai și pe intru pe acolo. Bravo, bravo. Joacă-te pe TikTok. Nu mă joc că... Da. Nu prea... Exclus, nu. Nu prea fac provocări. Faceți diferența între vrăji, revista presie, basme și vrăjitorii. Așa? Și niște lucruri, exact, niște lucruri adevărate. Adică nu putem să ne lăsăm prostiți de oricine care vine și zice, vai eu, îți spun ție, omule, că azi, zic Cătăline cu ceva, că acum am pierdut... Astăzi vei fi cel mai puternic om, exact. Și vei învinge pe toți. Da, că îți spun eu asta și tu trebuie să crezi asta și eu sunt nimeni, dar tu crezi asta. Da, crezi asta și... Cred că ne-ați înțeles. Du-te și al pe șeful că, de lucruri la bătaie sau ceva de genul. Că noi suntem fiecare cu meseria lui, dar de obicei actori. Ca la mâini. Pe Abza Pelea de Ori. Deci am jucat-o bine pe asta, bravo. O să întâlnești pe Constantin Lugulescu și pe toți cei care îl urmăresc. Da, păi da, nu? Băi, deci trebuie să ne interesăm. Uite, de exemplu, pe Ștefania deci Constantin. Deci ați auzit un pamflet. Dau un exemplu concret, acum că fata a intrat aici cu noi. Și e tot psiholog. Exact. Și un om foarte bun. E foarte bun, exact, lucrează pe cabine, pe clinici. Adică un om pe care dacă îl căuți în Craiova știi cine e. Da. Păi de ce să te duci tu la Gigi Duru din Balta Verde care dă în stele și în ghivece și în cafele? Adică n-ai cum. Asta încerc să spun. Caută oameni de calitate care te pot ajuta. Deci nu. E adevărat și asta. Asta e ideea noastră. Asta, adică, asta e mișto cu influencerii. Pe scurt, aveți grijă zice... de unde cunceți noi jurnaliștii, exact. Aveți grijă de unde vă luați informații. Sau... Corect. Și căutați. M-am învățat de un jurnalist din trei surse, cel puțin. Nu a zis cu tare. Bine, și mai e Mihail Gianu. Deci trebuie neapărat să zic de el. Exact. E cel mai mișto coleg al meu și cel mai vesel. Deci, dragilor, nu mai știu numărul lui de telefon pe din afară, că ta l-am auzit la radio, da, încă m-a zăpăcit, dar, la fel, ca și pe Ștefania Constantin, îl recomand și pe el. E unul dintre cei mai deviați, așa, psihologi. Și care puteți nu... găsi pe Facebook. Îl găsiți. E foarte activ acolo. Îl găsiți pe... E și el un influencer. Da, nu e influencer, el nu. Nu, influencer el lucrează băiatul pe cabine și lucrează foarte bine. Deci l-am verificat chiar acum 2-3 săptămâni. Cât sunt Mihai, că nu mai știu. În fine. Da. Deci face ce trebuie. Bravo. Ok. E important. Și ca el mulți colegi de-ai noștri. Dar ideea e că nu știu cum să mă exprim ca oamenii să mă înțeleagă. Nu mai aveți încredere în toate prostiile pe care le scriu oricine și le aruncă iura pe Facebook sau pe TikTok sau pe ce platformă mai există. Verificați. Din om în om. Da. Verificați. Uite. Și aflați. De la că se poate. Severin, psihologul Maria Cristina Firu. Felicitări pentru emisiune și calitatea informațiilor pe care le transmiteți. Foarte tare. Adlerian, am înțeles, am reținut, bravo. Adlerian, da. O emisiune foarte interesantă vom face vineri la ora 18 aici, la aici pe Facebook, despre psihologia adleriană. Deci trebuie să facem diferența între oameni cu studii și de calitate și care ne pot învăța ceva și oameni care vor să... Că, ce să zic, trebuie să vedem diferența. Și șarlatani, pentru că sunt foarte, foarte mulți. Deci sunt foarte mulți șarlatani, da? Care încearcă să atragă oamenii cu tot felul de briz-brizuri. Magie. Și, da, păi ce să facem? Citim în stele și în cafele și ghicim în ceai. Deci nu, trebuie să facem diferența între oameni de calitate care au studiat, care au învățat, care știu despre ce vorbesc. În orice domeniu. În orice domeniu, orice da? Profesie. Nu vorbim de psihologie acum. Deci orice, și un avocat dacă îl cauți, caută-l, frate. Deci caută-l, întreabă pe Cătălin, întreabă alt jurist, încă un jurist. Trei juriști, patru juriști, până îl găsești pe al tău.
că există. Omul pe care tu îl cauți există, cu siguranță. Da, da. Dar trebuie să te interesezi, nu să alegi așa la ghici și după o poză... Și aici e pe sistemul cine v-a lucrat aici, domne. Și, până și, apropo, și un bun instalator. Tot așa, căutați-i pe cei mai buni, pe aia de cine v-a lucrat aici, domne. Știi că e și aici o... Da. Deci în orice domeniu, în orice profesie există specialiști. Corect. Dar de foarte multe ori, apropo și de lucrul ăsta... Și în orașele mici, cum suntem noi, în Craiova... Ei, hai că nu e așa mică. Mă rog, hai, în orașele medii. E mai mare decât Severinul. Dar tu vrei să spui că nu poți verifica pe cineva? Ba da. Păi, despre ce vorbim? Din om în om și afli. Dacă e în stare sau nu, află. Bine, nu, nu te duce așa. Trebuie să te pricepi și cum să cauți. Da, nu e că... Nu cauți cu Google. Da, mă, Cătăline, uite, le dăm la... Toată lumea are adresa ta de Facebook, de TikTok și de... Deci, orice informație doriți în orice domeniu, noi vă putem ajuta. Asistență. Suntem consultanți aici. Asistență. Deci, unde doriți, noi vă ajutăm și recomandăm. Nu, dar eu cred că ei... Dar, măi, tu înțelegi... Pot face asta și singur. Dar oamenii nu au puterea asta, nu. Deci, trebuie să ai o determinare și... cum să o numesc, nu știu cum să o numesc. Trebuie să ai un echilibru și o stăpânire de sine. Dusă la extrem, să poți... Și răbdare. Să poți recomanda cu adevărat pe cineva. Adică nu toată lumea... Poți să zici, da, eu aș merge... Nu! Fii sigur. Deci în momentul în care zici, da, du-te acolo, mergi acolo, mergi, vorbești acolo sau așa... Trebuie să fii sigur. Eu cred că puțini oameni pot să facă asta. Da. Și puțini au lipsa asta de invidie și frustrare ca noi. Că tu știi foarte bine. Da, că în orice domeniu nu am ajutat. Da. Și am ajutat și am recomandat acolo unde trebuie și s-a rezolvat. Dar știu că există și mâncătorie între toate presurile. Da, care nu, cred că e asta e frustrarea maximă. Dar nu, nici, da, bine, nu cu discutăm de asta. Dar trebuie să existe și ei, că altfel noi n-am fi. Uh-huh. Trebuie să ne facă și ei, să ne țină un pic în tensiune acolo încordați și să ne dea valoare. Uh-huh. Eu așa cred. Da, ăia care, mă rog, fac postul de Instagram, de Facebook, da, de... Da, da, care ne raportează. Vă mulțumim că ați încercat astăzi să ne blocați emisiunea. Vă mulțumim pentru atenție, deci da. Vă mulțumim, ați fost foarte simpatici, dar nu, să știți, că noi mergem înainte. Da, păi nu se poate, da. Salutăm pe Carmen Gheorghe și mai avem un mesaj foarte frumos de la iubirea lui Roxana, Fabio Cristea. Pentru asistență dau în lucru lista de tarif. Eu iau doar 60%. Nu mai știi ce zice, păi rea listă. Taci, mă! Taci! Că-i bătai! Lasă că vezi tu acasă. Da. Deci nu vreau să grev... Da, nu că oricum îl bat. Tensiuni îl bat, mă, că îl iubești, îl bat cu dragoste. Îl bat? Da, îl bat. Cu iubire? Da, mă, ca nu sunt violent. Nu. Deci am și bătă de baseball. Ați văzut-o toți? Era pe cover. Ieri am făcut o emisiune și părintele Camenițău, care alături care fac emisiune pe zona de spiritualitate și de credință ieri, chiar ieri, și zicea că trebuie să fie cu blândețe și ceartă. N-am putut să stau în direct, dar m-am uitat apoi și a fost foarte frumos, bravo. Mulțumesc. Adică un echilibru și o liniște care s-a transmis acolo. Avem nevoie de deci asta. Deci foarte frumos, bravo. Mai ales în lumea da, asta. Da, avem nevoie. Normal că avem nevoie. Pentru că suntem prea mulți răi. E așa ușor să faci rău, Cătălin. Și noi știi. Noi știm că nouă ni s-au făcut o felul. Că de-aia suntem frați aici de suferință și de canapea. Că noi știm. Că au încercat să ne dea și să ne lovească și să ne tăvălească. Și ce credeți? Se vede că suntem aici. Suntem tot aici. Și nu numai că suntem vom rămâne. Rămâne asta. Deci rămâneți cu noi că urmează... Dar puteți să dați bloc, apropo în spate, puteți să dați bloc, pe bune, adică da, chiar, nu. Ca să nu vă mai... Păi nu e mai interesant să încerceți să-mi blochezi emisiunea. Dar de ce să ai bloc, butonul de bloc? Dar nu e mai interesant să încerceți să-mi blochezi emisiunea asta? Da, să ne dea raport la pace? Da, da. Și că să fii de frustrat. Eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Adică că ești frustrat și ești terminat. Și atâta poți tu nervos și mental. Am dat-o mișto acolo, am dat-o ca la ploiești. S-o dai la ploiești. Știi vorba aia, cerebra? Deci mi-e pare rău de ei, serios. Mi-e milă de oamenii ăștia care nu au altă lucru, știi? Că eu cred că ei nu au altă lucru, mă. Deci cred că ei nu au altă lucru. Spați serințe și se uită la mine și la ei. Și zic, ia stai mă că dau cu ăștia de pământ, că eu pot. Noi vă recomandăm să mai încercați. Vedeți că să știți aia la televizie. Felicitări, Loredana Vladescu. Felicitări pentru emisiunea de o faceți. Mulțumim. Deci sunt atâția oameni mișto în Craiova. Și tu știi foarte bine. Da. Sunt atâția oameni mânați. Și nu numai în Craiova. Și în Severin, și în Ploiești, și în Timișoara. Nu, nu referim strict la Craiova. Da. Și noi știm. Deci oamenii ăștia atât de mișto și atât de buni și atât de extraordinari că au ajutat la fiecare caz, la fiecare
Băi, câte cazuri sociale n-am avut noi din astea? De, noi n-am câștigat nimic. Ba, poate am pierdut, că am dat și de la noi. Dar toți oamenii, așa, când mi-ai cerut ajutor, au fost acolo. Da. Adică, și n-au vrut niciodată să se știe că, băi, am fost eu. Asta înseamnă n-au să fii om pe pământ. Da. Deci asta înseamnă să fii om. Deci, din punctul meu de vedere, aici avem cea mai mare echipă de oameni. De oameni în adevăratul sens și adevărata lor valoare. La Creva. Adică mi s-a demonstrat asta, adică orice... Deci orice... Asta e naționalistă, craiovean, convinsă, faci regulă. Ole, 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 ole. Dar nu e vorba de asta, nu. E vorba de faptul că tu știi despre ce vorbesc. Și că de fiecare dată am ajutat. Suntem o echipă, o comunitate. Da, și noi doi și mulți alții mult mai puternici ca noi. Că noi suntem așa mai mici de ei. Da, dar avem și prieteni... Avem prieteni mai înalți. Așa. Dar de fiecare dată ne-au ajutat. Și fără nici... Spune tu, ca să-mi zică că e blat. Spune tu, fără niciun fel de... Și n-au vrut nici... Asta exact, mi s-a părut interesant. N-au vrut să, domne, să ai să publicitate că a făcut cu tare sau exact, cu tare. Exact, exact. Ceea ce și mie îmi place. Mie îmi place să nu spui când fac. Eu dacă fac ceva, nu mă apuc să... Hai să știm noi ce am făcut și hai să fie bine și hai să terminăm. Și nu doar de sărbători, atenție, nu doar în perioada sărbătorilor și... Nu, asta de sărbători e chiar tristă. Dacă ești om, ești om total. Și acum, pentru că suntem pe final, așa... Și vreau să-i salut pe toți oamenii ăștia, știu care sunt. Și să și vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi în atâția ani și ne-ați sprijinit în toate proiectele noastre. Și da, cu siguranță. Noi să fim împreună în continuare, dar anonim. Așa. Că nu ne place să fim pe, așa, în față toți. Nu ne place să ieșim cu plasa, știi cum ar fi? La poză. Fericirea. Subiectul ăsta de final, așa. Fericirea. 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 Știu că este un clișeu, că toată lumea... Da, nu, nu e normal să mă întreb pe mine acum. În perioada asta vieții mele nu e ok. Nu, întreabă și un altcineva. Eu nu zic, acum eu sunt în altă sferă, în altă dimensiune, nu. Poți să cobor puțin mai... Nu, nu poți să cobor, nu. Și ca mea vorbă, poți să ai capul în ori atâta timp cât aveai... Fericirea înseamnă liniște. Nu există altă opțiune. Dacă tu ești liniștit și mai ales împăcat cu ceea ce faci zilnic, dar copiii tăi sunt liniștiți, poți dormi și tu liniștit. Punct. Și asta înseamnă fericire. Dacă nu. Ideea e să nu ai remușcări. Să nu ai stres. Să nu ai remușcări, să nu faci rău. Nu face rău. Nu face rău omului niciodată, că se va întoarce împotriva ta ca un bumerang. Și conștiința aia lucrează. Fiecare exact, om în sine nu știe să-mi face sau nu. La un moment dat vei suferi. Nu face, nu. Dacă ai opțiunea de a ajuta sau nu pe cineva, fă bine sau nu face nimic. E atât de simplu. Mergi mai departe. Dacă nu vrei, nu face nimic, dar să nu faci rău. Că e prea simplu să faci rău. Și fericirea înseamnă liniște, din punctul meu de vedere. Atât timp cât dormi cu capul pe pernă liniștit și copilul tău e bine, oricine ai fi, nu mai ai nevoie de nimic. Copilul sau în cazul altora, părinții, familia, Doamne ajută. Familia, e important, cei apropiați, exact. Persoana cei iubită, care stai în casă, că despre asta vorbim. Da, da. Asta înseamnă fericire. Corect. Care la sfârșitul zilei toți să dormim liniștit. Și atunci când pui capul pe pernă, să-l pui cu conștiința. Cu demnitate. Asta e cuvântul. Frumos. Și pentru că am ajuns la final, sunt două lucruri la care țin foarte mult. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați fost atunci și că am sunteți alături. Unu, să spui cum te-ai simțit aici alături de mine live pe Facebook în sufragerie. Și dar mă simt acasă, am mai discutat despre asta. E întrebarea la fiecare emisiune final. Deci mă bucur, la fel și eu mă simt foarte bine în prezența ta și în prezența voastră, dragi prieteni, de fiecare dată. Și doi, care ar fi mesajul tău, Roxana Listea, psiholog și o persoană deosebită, către cei care ne urmăresc, către alte persoane și alți prieteni dragi și oameni deosebiți care ne sunt acolo alături și vedem acum. Și ne văd acum și noi ne uităm la ei și vedem că ne sunt acolo. Dragilor, vă iubim. Așa cum voi ne iubiți pe noi și noi vă iubim pe voi și știm exact ce spunem. Aș vrea ce să vă spun. Să faceți tot posibilul să vă găsiți sufletul. Cam așa, da. Și atunci când aveți de ales, când aveți niște opțiuni, să cântăriți bine. Să cântăriți bine și să nu lăsați orgoliu sau frustrarea sau orice nefericire care va invada viața să controleze deciziile voastre. Frumos. Decideți voi, nu lăsați pe nimeni să vă controleze. Fiți buni și fiți cu conștiința și aveți conștiința împăcată, pentru că e foarte important asta. În primul rând trebuie să o spunem pentru voi.
și pentru liniștea voastră. Da, ca liniștit. E vorba de întotdeauna. Da, pentru că e o vorbă care mie îmi place foarte mult, că noi vorbeam în privat acum mulți ani, tu ai o vorbă foarte frumoasă, care mie mi-a rămas așa și mi-a preocupat. Ia, te rog, citează-mă în viață. Am citat despre fapt, e despre tine, nu despre ei. Aaa, la mulți ani! E despre voi, nu despre alții. Niciodată nu e despre alții, este despre noi. Răutatea nu e despre noi. Da. Toate cele bune, mulțumesc, Roxana, și doresc mult succes în toate proiectele tale. Da, niște că o să avem împreună. O să avem, da, vedem atunci, vedem, o să mai discutăm, suntem aici. Negociem. Mult succes pe toate planurile, Doamne ajută, și profesional, și sentimental, și pe toate planurile. La fel. Doamne ajută, mulțumesc la fel. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, toate cele bune și vouă. Nu uitați că la ora 20 ne vedem la Accent TV și live vom fi. La Accent TV, că au pagina de Facebook. Aplauze pentru Cătălin! O să distribuie emisiunea și pe pagina mea, pentru că va fi și live pe Facebook. Băi, de studiu, chiar sunt mândră de tine. Mulțumesc și eu la fel și îți mulțumesc mult, Roxana. Și vouă vă mulțumesc. La ora 20 ne vedem la Accent TV și live pe Facebook. Aici o să distribui, au pagine de Facebook Accent TV și va fi emisiunea și live pe Facebook. Așa că o să ne vedem. La mulți ani tuturor. Loredana Vrădescu, seara frumoasă și sincere fericitări. Mulțumim frumos. Și vouă, și vouă fericitări și mulțumim foarte mult că ne sunteți alături și că îmi sunteți alături. Mult succes, Cătălin, Doamne ajută. Mulțumesc, Doamne ajută. Până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene, nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.